Cât a costat piscina lui Dorian Popa? Suma exactă, ultimii ani au fost agitați pentru Dorian Popa, însă acest lucru i-a adus și numeroase satisfacții este unul dintre cei mai apreciați oameni de la noi, iar acest lucru a venit în urma eforturilor pe care le-a depus acesta pentru a-și asigura traiul astfel. Pe lângă cariera artistică și vlogging, Dorian Popa și-a propus să facă bani și din alte domenii, așa că a construit un cartier de case pe care l-a numit Hâți Residence. Cu toate acestea, artistul are una dintre cele mai moderne case, dar și o piscină care a costat o avere. Care este suma exactă pe care a investit-o Dorian Popa în propria piscină? Cât a costat piscina lui Dorian Popa? Nu cu foarte mult timp în urmă, Dorian Popa a dezvăluit prețul pe care l-a plătit pentru a-și face propria piscină chiar în curtea casei sale din Domnești. Iată că, într-unul dintre vloggeurile sale, postate pe platforma YouTube, Dorian Popa a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 65.000 de euro pentru locul special amenajat pentru zilele călduroase de vară dotată cu un sistem de căldură de ultimă generație. De acum, vloggerul își va petrece fiecare zi din vară în curtea casei. Trebuie să recunosc că am plătit-o deja pentru că nu am mai suportat. Am zis că dacă tot am făcut piscina asta, am băgat atâți bani în ea, a fost 63, 65 de mii de euro a costat. Am cumpărat pompa de căldură, e acolo lângă bananierul acela. Vreau ca vara aceasta piscina să aibă 400 de grade Celsius. Nu este vorba de consum, asta pentru că avem panouri solare acum. A dezvăluit Dorina Popa, pe canalul său de YouTube, secretul lui Dorian Popa pentru o viață fericită. Dorian Popa este foarte activ pe rețelele sociale, acolo unde le împărtășește fanilor lui fiecare activitate pe care o desfășoară. Și face acest lucru de ani buni. În urmă cu puțin timp, vloggerul a vorbit despre succesul său și consideră că totul se datorează credinței pe care o are în Dumnezeu, muncă tată, credință în Dumnezeu și bunătate. Matei 5.5, 5, ferice de cei buni, căci ei vor moșteni pământul. A spus Torian Popa într-un videoclip de pe TikTok-ei.